Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2022, după cum v-am obișnuit. Dragilor, bine v-am găsit din nou la un nou episod de Horia Mitoc și vreau să vă spun faptul că suntem în fața casei Lunea Grigore. L-am sunat, băi nenică, tu ce faci aici, mă? N-ai mai văzut și tu remorci? Uite că a dispărut săracul. Zic că suntem în fața casei Lunea Grigore și vreau să vă spun faptul că l-am sunat și l-am întrebat: Breda, pe unde ești, că pe acasă nu ești? A, că nu, că-s la baie. E, dacă o zis că e la baie, uită-l, coloșa pe Nea Grigore, e și el, se relaxează omul. Hai să vedem ce misiune are pentru noi și vreau să vă spun faptul că am făcut, în episodul trecut am făcut suma de 30.000 de euro și hai să vedem ce misiune ne mai dă Nea Grigore în momentul de față. Mă bucur că ai scos profit, Mitică. Ideea este să facem și mai mult de atât, așa că mergi la preotul din sat să te ajute cu balotiera lui și să faci baloți de paie, poate reușim să-i vindem, să mai facem un bănuț muncit cinstit. Mă bucur că ai scos profit, Mitică. Ideea este să facem și mai mult de atât, așa că mergi la preotul din sat să te ajute cu balotiera lui și să faci baloți de paie, poate reușim să-i vindem, să mai facem un bănuț muncit cinstit. Perfect. Bun, deci l-am ascultat de două ori pe Nea Grigore. Ideea e că, na, nu prea l înțelegi, că el acum e cam ocupat. Nici nu știu cum de-am rezistat să stau atâta acolo în fața lui, dar am rezistat. Mergem acasă, pentru că vreau să duc remorca. Și ați văzut ce ne-a spus. A spus să mergem la preotul din sat să luăm balotiera pentru că avem de balotat. Nu mi se pare o idee destul de bună, pentru că este o grămadă de muncă și acum, dacă mă uit, stați puțin să trag pe dreapta, dacă mă uit bine la prețul baloților, nu este chiar atât de mare. Ia să vedem unde se vând paiele sau baloții. Paiele se vând la comerciantul de animale cu 101. Este puțin, este foarte puțin pentru ce-mi doresc eu în momentul de față, dar dacă asta este directiva pe care ne-o dă Nea Grigore, asta o să facem. Mergem să facem baloți. Poate după ce o să facem baloți sau în timp ce o să facem baloți, o să vă mai povestesc așa din peripețiile mele din viață, să mai vedeți și voi cam cum a trăit Nea Mitică când era mai tânăr, cum era viața pe când era Nea Mitică mai tânăr și cât de greu să trăia sau cât de dificile erau vremurile pe atunci. Așa că mai aveți puțină răbdare, că imediat mergem la preotul din sat. Văd că combina asta chiar nu mai folosesc deloc. Ar trebui săraca să o dau înapoi. Oricum o să le dau înapoi, pentru că deja avem primii bănuți. Avem 30.000 de euro și ar trebui să scăpăm de toată treaba asta. Acum trebuie să mergem la preotul din sat. Preotul din sat, care nu prea știu unde este. Unde găsim noi preotul din sat? Biserica ar trebui să fie undeva pe aici. Gata, am văzut unde ar trebui să fie biserica. Hai să... Op! Bă, băiatule, bă, mereu mă încurcă băieții ăștia pe aici la drum. Mereu mă încurcă vitezomanii ăștia. Bun, deci hai să vedem ce zice preotul din sat, dacă ne dă sau nu ne dă balotiera. Doamne ajută să ne dea balotiera, să nu ne ceară niciun ban. Exact așa cum a făcut Nea Grigore cu oamenii ăștia de mi-au dat combina și tractorul. Dacă nu era Nea Grigore să mi le scoată la capăt, combina și cu tractorul, nu cred că reușeam să fac nimic. Din cauza că n-aveam... Aoleu, vin mașină. N-aveam de unde să pornesc, n-aveam pornire absolut deloc și trebuia să fac astfel încât să am o pornire. Și a avut Nea Grigore grijă să mă pornească cu tractorașul ăsta micuț, UTB-ul ăsta, care chiar își face treaba, nu pot să spun că nu își face treaba. Dar în același timp mi-aș dori ca în episodul următor să-l schimbăm, dar bineînțeles cu aprobarea lui Nea Grigore. Trebuie să fie și aprobarea lui, să vedem ce o să spună. Eu o să-i comunic, să vedem dacă o să vrea să schimbăm tractorul, dacă nu o să vrea, asta este. Dar cel puțin măcar am încercat și măcar l-am întrebat. Băi, oamenii ăștia nu prea se feresc, frate, din Horia Mitoc. A, uite și biserica. Ajungem în curând la biserică. Balotiera este deja aici. Întrebarea mea este cu ce îi încărcăm. Dar cred că îi încărcăm cu mâna, din cauza că
Balotiera asta este balotieră pentru baloți din aia mici. Parcăm aici pe terenul de la terenul de la școală, cred că e ce ăsta. Cred că e terenul satului, cum ar veni terenul de la școală. Asta cred că ar trebui cosit aici normal și de drept, dar văd că nu s-a ocupat nimeni, cine știe. Hai să vedem ce zice preotul din sat și să vedem dacă ne dă sau nu ne dă balotiera. Doamne ajută, fiule! Mi-a spus Nea Grigore că ai nevoie de balotiera mea. Când am auzit că avem un tânăr doritor de muncă, am și sărit în ajutor și m-am oferit să-ți dau balotiera mea să-ți faci treabă. Trebuie să știi că îți voi opri un comision pe balotieră, dar îți voi spune când te întorci, așa că mergi cu domnul și Doamne ajută. Doamne ajută! Perfect! Deci ați auzit ce a zis preotul? Că a vorbit Nea Grigore cu el și că o să-mi dea balotiera, dar faza este că se oprește un comision. Ce o însemna comisionul ăsta, habar n-am, că mi-a zis când mă întorc și după ce îmi termin treaba cu balotiera și aduc balotiera înapoi, atunci ce o să zică cât înseamnă comisionul. Ideea este că dacă comisionul e unul din ăla nesimțit cum ar veni și e prea mare, o să vorbesc cu Nea Grigore și o să zic, bre, Nea Grigore, da, ma tale, vezi că mă pui să vorbesc cu tot felul de oameni din aia care mă golesc de bani. Știu că nu este treabă ușoară, știu că este destul de greu să muncești, să faci un bănuț, tu fiind fermier începător, dar te descurci, trebuie să te adaptezi în viață. Dacă nu te adaptezi, dacă nu încerci să devii mai bun, uite că pe aici trebuia să o iau, deci dacă nu încerci să devii mai bun și nu încerci să progresezi, te afunzi, te duci la capăt. Și nu este un lucru chiar atât de bun lucrul acesta. Așa că, dragilor, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă vă place acest episod. Și noi nu mergem să facem nimic altceva în momentul de față decât mergem să ne băgăm pe baloții ăia de acolo. Și astfel, astăzi o să vă mai povestesc cam cum eram eu când eram mititel, cum era vremea pe vremea mea, cum de altfel mulți dintre voi nu știți, cum mă bucuram eu de viață când eram copil și cum vedeam eu oamenii care lucrau așa cum lucrez eu în ziua de azi. Deci pur și simplu amintirile mele cele mai îndelungate sunt de pe undeva de pe la 5-6 ani, de pe la 4 ani, 3 ani, sincer nu prea mă amintesc mai nimic. Doar trebuie să stau să mă mai gândesc dacă mi-amintesc ceva, dar nu cred că mi-amintesc nimic. Deci de pe la 5-6 ani sunt primele mele amintiri. Știu destul de bine că în fața porții aveam un vecin mai îndepărtat așa puțin de poarta mea cum ar veni, dar el își parca utilajele, parca semănătoarea, o parca direct în poartă la mine și mereu când venea, când auzeam tractorul, când auzeam că deja bârâie tractorul, că acolo în drum, când venea el pe poarta de la vale, ca așa îi spuneam noi, când venea pe poarta de la vale pe acolo, eu deja auzeam tractorul cum bârâie și cum vine încoace spre casă, așa că încercam să fiu prezent acolo, să mă uit și eu să văd cum parchează utilajele, cum parchează tractorul, cum lasă semănătoarea, cum o dezgață. De multe ori chiar nu înțelegeam că mă uitam, vă dați seama, eu dacă stăteam toată ziua prin drum pe acolo când el era plecat, de exemplu, la Arad și era semănătoarea în drum, eu veneam și mă uitam. Zic, uite mă, neagelu, cred că știți că v-am mai zis eu de neagelu, dar îmi place foarte mult să vorbesc despre chestia asta și o să vă vorbesc în continuare. Uite, băi, neagelu, nu înțeleg cum face el să cupleze tractorul ăsta, că nu pot să înțeleg cum se cuplează tractorul. Mamă, dar mulți baloți mai fac de aici. O să fie o grămadă de baloți și nici nu știu dacă avem remorcă cu care să îi încărcăm. Chiar îmi doresc să vedem dacă avem remorcă sau nu. Ei bine, într-o zi neagelu avea de arat undeva pe la pădure. Și eu când eram mai mic făceam în felul următor. Îmi doream atât de mult ceva încât nu mă lăsam până nu primesc. Și în momentul când vedeam sau voiam ceva, făceam în felul următor. Dă Doamne să mă ia și pe mine, dă Doamne să mă ia și pe mine. Și uite așa făceam eu un fel de rugăciune de-a mea și ziceam în așa fel încât să se adeverească ceea ce spuneam eu. De multe ori se adeverea, de multe ori nu se adeverea. Când nu se adeverea eram mai supărat, dar până la urmă îmi trecea și mă linișteam.
Ideea era că eram credincios de mic și îmi doream întotdeauna să se întâmple toate dorințele pe care le voiam eu. Ei, cu cât crești mai mare, credința asta oarecum îți cade, cu toate că n-ar trebui să scadă absolut deloc, pentru că gândiți-vă la o chestie. Lucrurile din viața noastră nu se împlinesc decât dacă noi credem în adevărat, cu adevărat în ele. Și nu trebuie neapărat să crezi într-o religie sau așa mai departe, trebuie să crezi în ceea ce vrei tu să faci, că dacă tu spui că băi, mâine vreau să sap o fântână de 30 de metri, dar dacă tu nu ai încredere în tine că o să sapi o fântână de 30 de metri, e bine, nu vei săpa acea fântână. Așa că așa eram eu când eram mic, eram cu foarte mare încredere în mine și îmi doream de multe ori să se îndeplinească ceea ce voiam eu, toate visurile mele. Și poate nu mereu se îndeplineau, dar nu renunțam. E și chestia asta să nu renunțăm. De multe ori oamenii renunță foarte ușor la ceea ce își doresc ei. Și e foarte neindicat să facem lucrul acesta. Din cauza că după ce ai lucrat atât de mult și na, poate ideile alea ți-au venit în momente mai grele sau poate tu te-ai chinuit să-ți faci viața mai ușoară prin acele idei și la un moment dat zici, băi, nu mai merge ideea mea cum voiam eu, așa că renunț. Sunt mai multe căi în treaba asta de a renunța. Ori renunț de tot pentru că chiar vezi că nu se mai poate, ori nu renunț și continui și nu te dai bătut și o iei în continuare pe drumul tău. Acum depinde de voi, aici mă refer la carieră, mă refer la plăcerile voastre pe care le aveți, de exemplu dacă vă place să vă jucați pe calculator, dacă vă place să învățați sau așa mai departe, trebuie să fiți destul de serioși cu ceea ce vreți să faceți voi pe viitor, pentru că, nu știu dacă conștientizați, dar viitorul bate la ușă și mai sunt câțiva ani până o să deveniți și voi adolescenți, până o să deveniți și voi oameni mari, până o să deveniți și voi ca tânăr mitică, exact așa, pregătit de muncă și în forță, așa, fiind la mâna lui Nea Grigore, care Nea Grigore îl trimite toată ziua pe aici pe acolo, nu-l lasă absolut deloc, rămâne de văzut dacă o să mai stau pe aici pe la Nea Grigore, dar până acum Nea Grigore a fost simpatic, mamă ce-mi bate soarele ăsta, e prea soare afară, nu știu ce s-a întâmplat, e și de la shader-ul ăsta al meu, că e foarte puternic. Dar având în vedere că suntem în luna august, chiar așa este. Sunt multe zile în care nu poți să ridici capul de pe teren. Că dacă ai ridicat capul mai sus decât trebuie, s-ar putea să te înroșești pe toată fruntea și să te mai doare și ochii că te-ai uitat în soare. Lunile august sunt chiar foarte călduroase. Acum noi facem seria aceasta pe timp de iarnă, dar vreau să vă zic faptul că ori amitocla cât de bine arată, nu poate să arate bine decât vara. Iarna, să zicem că nu prea ne interesează momentan, dar o să arate și pe timp de iarnă. O să mai facem și pe la Dumești. Vreau să mă mai duc și pe la Dumești, că totuși știți destul de bine că și Dumeștiul este la putere în continuare. Trebuie să facem și de acolo conținut. Nu-l abandonăm, pentru că Dumeștiul a fost cel care a dat startul acestui canal de YouTube și în continuare va rămâne, probabil că canalul ăsta de YouTube se va termina tot cu Dumești, adică e ceva ce mă gândesc eu că ar trebui să se întâmple, dar vreau să fie mari schimbări, nu știu cum îmi doresc eu să fie schimbările astea, dar așa mă gândesc. Și probabil în unele părți greșesc, puteți să-mi spuneți și voi, că probabil în unele episoade chiar greșesc foarte mult, deoarece implicarea mea este ori mai multă și mi se pare că înainte când făceam episoadele mai la început, când aveam 30, 40, 50 de abonați, nu mă implicam atât de mult, dar parcă lumea vizualiza mai mult atunci sau era mai mult interesat atunci de videoclipurile mele, probabil din cauza că nu eram atât de, să zicem, bătut în cuie după aprecierea și căutarea publicului. Atunci chiar nu mă interesa deloc cine vizualizează sau cine vizualizează. Acum mă mai interesează și am observat că chestia asta mă derutează la crearea conținutului. Adică eu întotdeauna am în cap
băi, să fie ceva care să meargă, băi, să fie ceva care să aducă vizualizări, să fie ceva care să le placă oamenilor de pe canalul de YouTube. Dar mă gândesc că e o idee greșită chestia asta, din cauza că până la urmă eu m-am apucat de făcut YouTube din cauza că era pandemie și din cauza că mă jucam foarte multe ore pe calculator fără să conștientizez că pierdeam de fapt timp. Și când am conștientizat că pierd timpul, am zis, băi, hai să mai fac un canal de YouTube în care să arăt ce mă joc eu acolo și cum mă joc. Cine se uită, se uită. Cine nu se uită, iarăși nu se uită foarte bine. Înțelegeți? Și de acolo mi-a pornit mie toată ideea asta cu canalul de YouTube și uitați-vă că am ajuns la impresionanta sumă de 16.000 de abonați. Cu toate astea, mi-am mai deschis un canal de YouTube pentru că simt nevoia să mă mai joc și alte jocuri și am zis, băi, canalul este deja la 16.000 de abonați, 16.000 de abonați însemnând doar abonați pentru Farming Simulator. Nu mă apuc eu acum să destram canalul de YouTube și să împart canalul în mai multe jocuri. Cel mai bine este mai deschid un canal de YouTube și acolo o să mă mai joc și alte jocuri pentru alte persoane care mai sunt interesate și de alte jocuri. Pe lângă Farming Simulator, că bineînțeles că acolo voi juca și Farming Simulator. Ați văzut că deja pe noul canal de YouTube am postat 3 videoclipuri, cred că sunt, sau 4, cred că sunt 4 videoclipuri, nici nu mai știu, cred că 3 sau 4. Nu mai știu sincer câte mai sunt. Dar videoclipurile de le-am postat au fost primite foarte pozitiv din partea voastră, majoritatea abonaților de acolo sunt și de aici, de pe canal. Încă un motiv pentru care am zis că vreau să mai fac încă un canal de YouTube este și faptul că canalul mare are și o grămadă de abonați inactivi și probabil, cine știe, poate avem mai mult noroc cu canalul celălalt. Să păstrăm abonații astfel încât să nu mai fie mulți inactivi, cu toate că asta este destul de greu din cauza că știți și voi că oamenii își mai pierd canalele de YouTube, își mai pierd conturile și așa mai departe, mai uită parolele și niciodată nu o să ai un canal de YouTube cu 100% activitate. Probabil cel mai bun sistem la ora actuală în ceea ce privește vizualizările și promovarea este TikTok-ul. TikTok-ul este cel care te promovează foarte rapid și chiar îți bagă vizualizările destul de repede și te ajută foarte, foarte mult chestia asta. Nu mi-am dat seama până acum, dar TikTok chiar te apreciază și la nivelul tău de creator. Adică tu pur și simplu îți alegi hashtag-ul cu care tu vrei să postezi videoclipul și practic TikTok-ul îți trimite videoclipul în feed-urile oamenilor acolo ca oamenii să-ți vadă și ție videoclipul și cine apreciază, apreciază, cine nu apreciază, nu apreciază. Ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Doar că nu sunt eu familiarizat cu TikTok-ul ăsta și nu prea stau eu așa să petrec mult timp pe TikTok, cu toate că, nu știu, mi-ar plăcea să mă ocup și de TikTok, dar sunt alte discuții. Dragilor, am stat cam mult de vorbă, hai să ne apucăm să facem un mic timelapse aici cu baloții noștri și după aceea cred că mă voi duce să vedem pe unde găsim noi o remorcuță sau găsim cumva să-i adunăm baloții ăștia. Cu toate astea ar trebui să mai merg și pe la Nea Grigore să vedem ce mai zice Nea Grigore, ce sfaturi ne mai dă, având în vedere faptul că nu putem să facem mai nimic fără el, din cauza că el ne-a promis că o să ne facă milionari. Atunci aștept să văd milionul de euro făcut de Nea Grigore. Acum rămâne de văzut dacă se adeverește sau nu. Îi dăm treabă și revenim după ce terminăm. Thank you.
cred. Fraților, nu știu de unde sincer am balotiera asta, dar sincer să fiu, e... ce să mai... e ce trebuie. O am de la părintele, dar nu știm de unde o are părintele, la asta mă refer. Că părintele nu cred eu că a făcut-o el. Este o balotieră românească de cea mai bună calitate. Uitați-vă și voi câți baloți mi-a scos într-o perioadă atât de scurtă și, în primul rând, vreau să evidențiez faptul că a mers fără întrerupere. Nu m-am oprit absolut deloc. Am zis, băi, să mai fac și o pauză, să nu, nimic. M-am băgat pe treabă pentru că vreau să termin, vreau să vadă neagricorii că noi ne punem pe treabă la modul cel mai serios. Trebuie să vindem și baloții și nu știu de unde găsim noi o remorcă. Să vedem, oare să încărcăm în remorca asta noastră? Cred că cel mai bine încărcăm în remorca noastră. Dar să termin cu baloții, că sunt deja destul de mulți baloți și ar trebui să-i încărcăm în remorca noastră frumos. Poate și în episodul următor o să mai încărcăm câțiva. Astăzi voi aduce remorca frumos, mamă, dar mai sunt câteva rânduri destul de multe de baloți. Nu o să vreau să stau atâta de mult în acest episod să termin aici terenul cu balotiera. Cu toate că nu mai este chiar atât de mult, au mai rămas câte 3, 6, 7 rânduri, nu mai este chiar atât de mult, nu mai este o problemă, hai să mai facem măcar două, nu se mai vede nimic din cauza lui shader-ul, shader-ul ăsta care nu știu dacă are setările neapărat făcute pentru această hartă, cât setările erau mai mult făcute pentru harta Dumești, erau cât mai bine optimizate pentru Dumești. Aici, pe harta asta, când ies de la umbră în soare, direct te bate soarele de zici că nu e adevărat. Mai rămân câteva rândulețe aici, pe care o să le fac eu în episodul următor, sau o să le fac fără cameră, dar totuși nu trebuie totul înregistrat, mai trebuie să mai avem și noi viață personală. Și să vedem cum facem cu baloții ăștia, că deja e ieftin. Baloții sunt foarte ieftini, mai ales că acolo prețul ăla nu era pentru baloți mici, era pentru baloți mari și ăștia de avem noi sunt baloți mici, deci gândiți-vă câți baloți din ăștia mici trebuie să vindem noi ca să facem cât de cât bănuți. Cel mai bine a fost și ne-a prins cu grâul acela, dar acum nu știu dacă o să ne mai prindă la fel, pentru că uitați-vă și voi în ce situație am ajuns cu Nea Grigore. Ne-a dat un boost din ăsta cu 30.000 de euro cu bani pe care îi putem investi cu cap, dar nu știu dacă treburile vor fi la fel și pe viitor, pentru că ia să vedem ce mai avem noi pe aici prin sat. Mai avem ceva de recoltat? Dacă ne uităm la terenuri de recoltat, gata de recoltat, nu este nimic. Absolut nimic, totul este semănat și deja recoltat. Deci dacă vrei să faci pe la cineva să lucrezi prin sat, nu ai ce să faci decât să discui, decât să faci contracte. Ia uite, contracte. Avem contracte? Nu sunt contracte. Niciun contract nu este disponibil. Nu-i problemă, lasă că rezolvăm noi și fără să fie contracte, facem fără contract. Știți destul de bine că fără contract merge treaba mult mai bine. Hai să scăpăm și de baloții ăștia. Nu am puțin să oprim. Scoatem toți baloții care au mai rămas. Atât. Am scos totul. Și acum să ducem balotiera la loc, să ne aducem remorcuța și să ne apucăm de strâns baloții pe care i-am făcut. Balotiera, bineînțeles, o voi pune frumos aici la adăpost, să nu o ploaie. Să nu o plouă, de fapt, cred că este corect gramatical. Hai să și vorbim corect așa, dacă ne mai amintim când să vorbim corect, că de multe ori nu vorbim corect. Și o băgăm aici frumos și după aceea să nu spună părintele că bă, că mi-a ruginit din cauza ta, că n-ai protejat-o, că n-ai, cu toate că el nu o avea nicăieri. O avea direct pe câmp, o avea pus, ceea ce nu prea este indicat. Îmi place de tractorașul ăsta că nu prea consumă motorină, nu știu ce rezervor o fi având, dar consumă foarte mult, puțină motorină, zici că merge cu apă
Și asta este de apreciat la el. Dragilor, videoclipul este cam aproape de final. V-aș ruga foarte, foarte mult să apăsați și voi butonul de like acolo, pentru că m-ar ajuta foarte mult să strângem din ce în ce mai multe like-uri aici pentru Nea Grigore. Și noi ne vedem data viitoare la un nou episod și până data viitoare, eu nu vă urez decât o mai baftă!